Salut! Ați observat că am dispărut puțin. Planificasem pe 18 să public însemnarea asta. Abia acum am reușit. Devine salteaua. Am făcut o investiție majoră, 1299 de lei. Și-am luat o saltea. Că aveam mari probleme că mă sculam dimineața, mă sculam în rate, până să îndreptau tablele era complicat. Asta e jos pălăria. Însă are o problemă. De când am salteaua asta, mă scol la 12 și o țin așa cu decalajul ăsta încât mă culc la 7 dimineața. Iar mă scol la 12. Cred că a fost fabricată pe alt fus orar, ce-i setată. Am întors-o și pe față și pe dos. Nașpa. Trec la Antescriptum, ca de obicei. Am aflat mai multe despre elicopterul ăla care s-a făcut submarin. EC-135. Din surse ale fabricantului am aflat că aparatul de zbor este dotat cu un sistem de flotabilitate care se deschide automat la contactul cu apa. Acest sistem nu a fost însă montat la acest zbor. E, aici ar trebui să orienteze ziariștii. Însă ziariștii lucrează pe sistemul Haitei de javre. E una în frunte, și toate pleacă după cea de frunte, javră. Asta până descoperă ăștia ce se întâmplă, se face ancheta așa la cap la coadă, pot să afle ce s-a întâmplat cu flutoarele astea. Luat legătura cu firma, domne, trimiteți-mi o poză cum arată la cu flutoarele scoase, fără flutoare. Și asta pe undeva, dacă mai era nevoie, că și mie te abadea și gâdea, domne, păi l-a scos că frâna. Păi dacă ăstea sunt închise, înseamnă că devin aerodinamice. Că influențează, da, dar nu hotărător. Probabil strică puțin performanța elicopterului. Dar nu de așa natură încât ca să faci cu el salvare, trebuie să le demontezi. Și cum necum, chiar dacă frânează, dacă ăstea funcționau, nu murau 4 oameni. Asta e o problemă care e reală. Dar tare mi-e cu un dorel a decis el treaba asta. Și că niciunul din ziariști nu e curios să afle, de fapt, de ce n-a avut ăsta flotoare. Tot în documentare spunea despre elicopterele astea că nu zboară în condiții de gheață. E tradus din engleză. Păi e o problemă. La noi e nevoie și iarna de ele. Ce faci? Și spune că în peste 1000 de bucăți au fabricat ăștia, au fost mai multe accidente care cam seamănă cu ăsta, în care elicopterul, așa încetişor, încetişor, s-a lipit cu burta de pământ. Și n-au găsit niciun motiv. Și la primul accident l-a cerut la fabricanți să pună cutii negre. Nici în 2014 n-au. Dar la alta, Alina Gheorghiu, Gorghiu, ce am aflat despre ea, născută la Tecuci, în 78. În 2005, intrat în Congresul PNL și pe aia dă și luptă și luptă pe linie politică. 36 de ani. Proaspătă.
Asta e asigur o calitate zdrobitoare. Poate face copii. Fără probleme. Însă în materie de politică, parcă acolo nu e nevoie să faci copii. Acolo trebuie să gândești. Și având numai 36 de ani, ai o problemă cu gânditul. I-am spus că eu am început să gândesc la 21 de ani. Că până atunci am stat în barcă și tot felul de teacher mi-au turnat informații pe gât. Și după aia am fost pus în situația să și gândesc. Păi dacă de-n vârsta ei 36 de ani, îți scazi 21, hai 20, că poate a fost mai coaptă, că e femeie. Rămân puțin ai dracul ani de gândit. O să vedem în viitor. Ca la foarte mulți care apar pe sticlă, e foarte discretă în privința originelei ei. Ea s-a născut după ce a terminat facultatea. Nu spune nimic de părinți, ce-o fi fost în capul lor, ce-o fi fost de capul lor. Că bănuiesc că nu prea se mândrește cu ei. Tabloidele românești au acuzat-o că i-a stricat casa fostului președinte a Camerei Deputaților Bogdan Olteanu. Ca să vezi. Și alte tabloide are o poveste romanțată de amor cu actualul vicepreședinte al PNL-ului Mihai Voicu. Pare dreptate. Nu trebuie să te încurci cu adunarea generală. Îl ciugulești pe unul, îl ciugulești pe altul. Și te apare în pole position, așa. Cum e caracterizată? Un om tânăr cu un discurs proaspăt. Păi, parcă în politică e nevoie de mai mult. A, că dacă spune problema că în politică trebuie tracțiune în brațe, e un om tânăr, e mult mai potent și discurs proaspăt. Cum dracu să-l aplice în practică? Nu-mi dă brontozaurii aia care sunt mișună pe lângă ea. Nu-i văd un viitor rezolvat. În sfârșit, trec la body. Ați văzut acolo experiența tarlalizării al domnului majoru, ca de obicei. E un paragraf sub linia cu roșu. Țara în care trăim s-a născut pe 30 decembrie 47. De multe ori am tot spus eu treaba asta. Dacă nu exista comunismul, 3/4 din cei care sunt acum în top nu existau din punct de vedere social. Am avut la un moment dat pe net un scandal cu un tip. Ofițerul român, creatura regimului comunist sau ceva în genul ăsta. O căutați la mine pe blog. Și am intrat într-o cuib de viesp. Și le-am spus un lucru. Dom'le, și dacă nu era comunismul, eu puteam ajunge ofițer fără probleme. Dar era un profesor cu care mă cerovăiam. Zic, am rezervă că dumneavoastră ajungeați profesor dacă nu era comunism. Și tipul foarte mândru. Bă da, am o sigur. Și eu puteam ajunge. Și dom'le, am văzut că v-ați născut într-o comună. În comună bănuiesc că era și un conac al boierului. V-ați născut în conacul boierului sau la marginea comunii? Că dacă v-ați născut în conacul boierului și în urma comunismului, puteți ajunge profesor fără probleme. Dacă v-ați născut la marginea comunii și nu apărea comunismul, tot la marginea comunii era și acum. Tipul s-a supărat și a tăcut.
E o stare reală acum. Asta e. Vorba inegalabilului șoric, case closed. Asta e. Dar totuși e ceva. Și eu sunt deranjat când sunt atacat așa la paușal. Că la mine pe scară, vecinul deasupra mea știe că vecinul din dreapta lui e un dobitoc. Și vecinul din stânga lui e un dobitoc. Și vecinul de deasupra lui e un dobitoc, adică ca el. Și atunci, implicit, când ia legătura cu mine, care sunt sub el, el mă consideră la fel de dobitoc ca el. Nu-mi convine. A vorba inegalabilului șoric, case closed. Da. Mă uitam pe Descoper.ro. E un site care mie îmi place foarte mult. Și se referea la un articol la cele mai bune rase de câini de pază. L-am citit, a fost interesant. Și după aia, cum îmi pleacă mie în mintea Sorcova, am mutat problema câinilor de pază în problema oamenilor, în punct de vedere social. Adică spunem că și oamenii, unii erau conducători, alții erau oameni de pază, alții erau pichineți, alții erau javre. Ei, și dintr-un motiv oarecare, toți oamenii ăștia care erau conducători, oameni de pază, au dispărut. Și au rămas în locul lor numai oameni pichinezi. Păi, aveai nevoie de conducător. Foarte bine, luai un pichinez de la, îl ustruiei, îi puneai grade pe umăr și îi spuneai să trăiești doar și colonel. Și rezolvatul. Aveai nevoie de un om de pază? Foarte bine, luai un pichinez de la, îl îmbrăcai ca să arăte așa câine de pază și am câine de pază. De-ai, de fapt, pichinezii au rămas. Și se vede de multe ori oamenii ăștia potenți, când s-a trezit cu cătușele la mâini, ce mierlau scoate. Că el, de fapt, e o javră. Nu un rapace, om de afaceri. Nu, e o potaie. Care s-a prins de niște chestii, a pus botul, s-a ales el cu nos. Dar în momentul când el a scuturat și a tras un șut în fund, începe să chelele. Da. Asta e problema mea. Jos am dat niște link-uri. Unde trăim? E un articol scris de imediat zic, pleșu. Au fost cazuri când i-a sărit la gât lui pleșu. Cred că nu-l deranjează aspectul ăsta că un pensionar îi sare la gât sau nu. Și alte cazuri când am apreciat foarte mult ce a spus. Ăsta e cazul cu articolul ăsta, unde trăim. Extract din el. Peste tot, numărul vipurilor care nu știu românește și care gândesc intermitent e în creștere. Subtil tipul. Țara e o adunătură de netrebnici ignari, care se amuză să îmbogățesc pe spețele tuturor celor care nu au cultura cât de și ei. Țara e proprietatea privată a unor derbedei. Case closed.
Al doilea link, acum suspendat, mi-a dat de gândit. E vorba de o doamnă, a fost o doamnă, Luna Zosmer. A trăit în România, a ajuns în Israel, probabil evreică. Avea un blog. Îl citeam cu foarte multă plăcere. Bolnavă de cancer, nu s-a observat în însemnările ei. La sfârșit am aflat. Extrem de optimistă, cu mult umor, mi-a plăcut foarte mult. Și a murit. Încă vreo săptămână, o lună, blogul mai era activ, toți regretau și am postat acolo o însemnare. Și după aia, să vedeți, să vedeți, acum suspendat. A dispărut. S-a uitat. Nu mai există. De asta pe undeva mi-a dat de gândit. Și am luat măsura ca toate însemnările mele să nu fie pe un calculator undeva, pe un server, ci la mine în bucătărie. Și o să las cu limbă de moarte cel care cea de fapt, care va ocupa acest apartament, să țină calculatorul în priză să plătesc abonamentul la internet. În continuare. Ca să rămân virtual cel puțin. Al treilea link e un clip simpatic, care arată că toată în viață ne merești ca musca în curul calului. Și nu prea știi ce să faci. Următorul link cu teroriști, ca de obicei în decembrie, se vorbește de teroriști. În 2009 s-au făcut niște... fost în... într-un ziar niște dezvăluiri că au descoperit ce sunt aia teroriști. Și eu mă bucur și sunt mândru că eu în 2005 am scris despre treaba asta, că s-a suprapus ca o mânușă cu ce au găsit ăștia în 2009. De unde am aflat eu? Am pus în ordine niște treburi și am zis, asta e. Am fost mândru de treaba asta. Odată o să și vorbesc eu despre ceva mai mult despre problema asta. Eu cred că în decembrie 89 am împușcat un terorist, nu mortal. I-am rupt în picior, atât. Să se povestesc acest episod. Acum am sezizat că am un link defect. Și asta ultimul link, și dacă absenteiștii au dreptate. Ăsta cred că pune foarte bine acolo. Romoșanu. Asta un tip foarte certat de unii. Cei care își aleg politicieni corupți, impostori, hoși și trădători nu sunt victime, ci complici. Niciunul din cei care l-au ales pe Iohannis nu spune, domne, jos pălăria că a făcut asta, treaba asta cu 7 case. N-am ce să-i reproșez. Niciunul care l-a ales pe Ponta nu spune,
Domne, faptul că softul ăla de antiplagiat i-a înroșit lui ăsta teza de doctorat, nu e niciun fel de problemă. Deci cei care l-au ales sau pe unul sau pe altul au știut că respectivul nu este cușer. Dar l-au ales. Nu asta aveam noi nevoie. Unul care mai puțin corupt, mai puțin pungaș, mai puțin. Eu vreau să fie unul care să nu fie corupt, să nu fie pungaș. Asta m-a interesat pe mine. Se spunea asta că în partidul ăsta celor care nu votează, primul partid al țării, într-o însemnare, nu mai știu în care, am calculat matematic. Pe locul întâi, în mod detașat, a ieșit acest partid în care și eu fac parte, când eu n-am votat. Pe locul 2, cu o majoritate, o minoritate semnificativă, Iohannis. Pe locul 3, Ponta. Asta e adevărul. Însă ce am observat, că de exemplu tot Gâdea și Badea, supărați până la Dumnezeu că Iohannis nu s-a gândit să spună ceva de încurajare pentru cei care l-au votat pe Ponta. Păi sunt mulți mai mulți care nu l-au votat nici pe Ponta și nici pe Iohannis. Cu asta trebuia să înceapă să gândească Iohannis. Dar nu s-a gândit la treaba asta. Și nici un om politic nu s-a gândit la problema asta. Măi, ăștia de ce nu votează? Cum să facem să voteze? Cum să facem ca votul lor să conteze? Ar fi foarte simplu. Cum a fost cazul acum. O tot repet asta. Am ajuns ca ghișe și ăla ca Cato. Senatorul ăla roman, care indiferent ce spunea, cu asta termina. Dar Cartagina a trebuit distrusă. În cazul acestor alegeri, trebuie aleși de îndoinși care ajunge președintele țării. Pune trei locuri de vot. Primul să fie Iohannis, al doilea Ponta și al treilea Noah Eland. Și atunci votul să fie obligatoriu, să votează, dacă nu votezi, te bagă la pușcărie, de acord? Dar ce te faci dacă pe locul întâi apare aia care zici, nu ai lans doi? Nu convine. Și atunci, asta e. Gata. Am primit răspunsul de la ANPC, Holt. Vă dați seama după mutra mea cam cum e. Sunt niște pechinezi care se joacă de organele de control. Și merg după sloganul ăla. Las că știu eu ce fac. Dar rămân de gâtul lor. De gâtul lor. Ca o căpușă de fundul lor. Că atât pot să fac. Toate bune, azi e prima zi în care a apărut Iohannis în chip de președinte. Eu am luat măsuri și e poza trei îmbățit cu nu este președintele meu. Am întors-o cu capul în jos ca să semnalez această situație nouă. Ne mai întâlnim. Ca să aflați ce le bubuielea prin cap de la ANPC. De fapt, nu le bubuie. Ca să-ți bubuie ceva prin cap, trebuie să ai ceva în cap și n-au.